Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pașcani încotro. Acum când aproape toți parlamentarii își fac planuri pentru un nou mandat sau își fac bagajele pentru a pleca acasă, este surprinzător să afli că mai sunt politicieni care se gândesc și la altceva decât la voturi sau la campanie electorală. Spre exemplu, la situația copiilor autiști, la siguranța deținuților din penitenciare și la accesul liber la informații. Despre aceste probleme vom vorbi în minutele următoare cu un parlamentar care a avut o serie de intervenții politice și inițiative legislative în acest sens. Este vorba despre senatorul PSD Sorin Lazăr din Colegiul Electoral numărul 2, fostul primar al Comunei Strunga. Bună seara, bine ați venit! Bună seara tuturor, bună seara audienței dumneavoastră și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o aici la Pașca. Tot în această seară vom vorbi și despre ultimile schimbări politice privind candidaturile la alegerile generale. Așa, după cum ați aflat deja, încă de aseară, omul de afaceri Leonard Rusu a ieșit din cursa pentru Senatul României din partea PDL, din motive personale. PDL-iștii fac eforturi pentru a găsi un alt candidat. În cursul zilei de astăzi, având loc mai multe runde de negocieri între conducerea județeană a PDL, Iași și fostul consilier independent Dionisia Floroaie. Dacă aceste negocieri nu se vor concretiza, dacă independentul nu va accepta să candideze din partea PDL, este posibil ca ARD-ul să intre în campania pentru Senat la Pașcani, ori cu domnul Niță Dermide, ori cu fostul prefect al județului Iași, Dragomir Tomașevski. Această informație am aflat-o, desigur, pe surse, însă, din câte știu, în această seară ar urma să fie luată o decizie în acest sens. De asemenea, la PPDD, fostul ofițer de poliție Vasile Ilade s-a retras din cursa pentru Camera Deputaților, în locul acesta urmând să candideze consilierul local Ștefan Voinea. Cei care au întrebări pentru invitatul meu sau comentarii în legătură cu tema emisiunii le pot adresa la numărul de telefon 0766 10644 și pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Domnule senator, ieri am fost la București, la Senat și la Camera Deputaților, împreună cu o echipă de la TV Bit. Am fost acolo pentru imagini, pentru a ne actualiza baza de date în ceea ce privește imaginile cu politicienii noștri, cu parlamentarii care, iată, 4 ani de zile au muncit, zicem noi, și ei de asemenea în folosul comunității. Am observat foarte multă preocupare, multe discuții, mai ales în ceea ce privește campania electorală, multe negocieri. De asemenea, am observat oameni parlamentari care erau preocupați, iată, să-și facă fotografii cu telefonul, erau cu familiile și așa mai departe, mai ales cei care simt că mandatul lor se apropie de sfârșit și că nu mai au șanse la încă un mandat. Însă dumneavoastră, din comunicatele pe care le-ați emis presei locale, se pare că aveți alte preocupări. Nu știu dacă pe cineva interesează acolo în Parlamentul României, dar din intervențiile pe care le-am văzut și le-am mediatizat și noi, sunt extrem de interesante și de un real folos dacă, într-un final, ar ajunge să fie concretizate. Credeți că în acest fel, prin aceste intervenții care le-ați avut, și vorbesc de ultimele intervenții pe care le vom dezvolta pe parcursul acestei emisiuni, veți obține mai multe voturi sau o faceți din alte motive? Cred că ar trebui să încep, fiind pentru prima dată la dumneavoastră și în fața telespectatorilor dumneavoastră, prin a spune că în anul 2008, atunci când am candidat la funcția de senator, eram deja primar în funcție la al patrulea mandat la cârma, ca să spun așa, Comunei Strunga. Ceea ce spune ceva. Și acest lucru spune ceva, dar alt lucru vreau să subliniez, anume faptul că, lansându-mă în campania electorală pentru Senat, m-am dus având o certitudine a unor lucruri bune făcute la comună, pe care am cunos-o mult timp. Nu am înțeles prea bine la început miza politică pe care o are o astfel de demnitate. După ce am câștigat, într-adevăr, și recunosc de pe locul 2, datorită legii care era în vigoare atunci, am constatat că, de fapt, politica este
o mare meserie a lumii, era să spun poate chiar prima mare meserie a lumii pe care o știm cu toții, cum se denumește. Însă trecând la faptele cele bune pe care le poți face din postura de parlamentar, mi-am luat de la început, după prima sesiune, pe care am stat într-un fel de stand-by și am acumulat despre pârghiile, procedurile, drepturile de control constituțional asupra guvernului, modul în care pot interveni în materia unor anumite legi care reglementează viața noastră de zi cu zi. În a doua sesiune, începând în 2009, am început și am încercat, ca alături de alți colegi, să fac intervenții în sensul îmbunătățirii cadrului legislativ în anumite domenii. Și cum bine ați sesizat și dumneavoastră, un proiect, o propunere legislativă de suflet, am inițiat-o având feedback-ul activităților de primar. Și aș face o mică paranteză aici. Ca primar te îngrijești și de cei care au și de cei care n-au, dar mai mult de cei care nu au. La Comuna Strunga, ulterior văzând și în alte comunități locale, nu doar din colegiul meu, ci și din țară, există multă lume care nu are capacitate de muncă, sunt multe persoane cu dizabilități, cărora legislația sau cadrul legal le conferă anumite drepturi de însoțitor. În acest context am căutat de a scoate din sfera obligativității autorității publice, în special consiliile locale, a prevederii în bugetele locale a tuturor obligațiilor pecuniare către aceste însoțitoare. Am încercat pentru o propunere legislativă a obliga ca alături de consiliul local la îndeplinirea obligațiilor pecuniare către însoțitoare persoane cu dizabilități, să aducem într-o măsură mai mare atât Consiliul Județean cât și Ministerul de Resort, care să pună la dispoziție sumele necesare. Din păcate, această propunere legislativă a trecut de Senat, ea se află în continuare în sertarele comisiilor avizatoare și raportoare la Camera Deputaților. Vă referiți la legea 151, nu? Da, cea de acolo, da, cea de acolo. Bun, lege care a apărut, dar normele de aplicare, înțeleg că sunt blocate. Ne uităm și la rectificarea bugetară care va să vină imediat. Premierul anunța foarte clar că cu prioritate vor fi achitate către comunitățile locale toate acele sume necesare pentru aducerea la zi a salariilor Însoțitorilor persoanelor. Este o datorie firească a fiecărei comunități. Comunitatea este o familie mai mare. Eu dacă în familie am mai mulți copii din care unul este mai în nevoie, nu am grijă și de el, rupând poate și de la ceilalți care sunt pe deplin sănătoși. Bun, dar mă bucur că v-am invitat și discutăm de acest subiect. Sunt primari care îi consideră pe acești însoțitori ai persoanelor cu handicap, deși au statutul de salariați, îi consideră un fel de salariați de mâna a doua. Și nu ascund asta. Și fostul primar al Pașcanului gândea la fel și cred că s-a întâmplat lucrul acesta și la Târgu Frumos și la Iași am auzit asemenea discuții, în sensul că plătim salariile funcționarilor din primărie, a personalului contractual, care activează tot pe baza unui contract de muncă, însă iată, nu mai avem bani pentru ceilalți salariați de mâna a doua, și anume pentru acești însoțitori ai persoanelor cu handicap. Nu este o chestiune firească. Într-adevăr, acești salariați, cum am spus dumneavoastră, de mâna a doua, îi văd salariați ca toți ceilalți, au și o fișă a postului specifică. Ei desfășoară o activitate, ca să spunem așa, 24 din 24, pentru că persoana cu nevoi speciale, fie că este copil, fie că este persoana adultă sau persoana în vârstă, are nevoi speciale. De ce să nu recunoaștem lucrul acesta? Însă nu oprește nimeni un edil, un primar, ca atunci când întâlnește o situație de genul acesta, să caute ca sprijinul pe care să-l aibă persoana în nevoie să vină din cadrul familiei sau familiei extinse. Deci trebuie să recunoaștem. Este... Și de regulă se întâmplă așa. De regulă se cam întâmplă așa. Lipsa materială din toate familiile, lipsurile materiale în ansamblu, fac cumva să te gândești să mai capeți un ban în plus în familia în care trăiești. Dar din totdeauna eu știu că așa cum părinții mei au avut grijă de mine atunci când am fost mic, atunci când eu voi fi mare și în putere, iar ei în neputință, sunt obligat să am grijă de ei, cel puțin moral. Lucru
Acesta este prevăzut și în codul familiei. Membrii familiei sunt datori să-și acorde unul altuia sprijinul reciproc în funcție de situațiile pe care le parcurg în viață. Cred că această prevedere din codul familiei, preluată în codul civil ulterior, în cel nou, vine din viața de zi cu zi a tuturor familiilor pe care le vedem normale în România și în lume. Legat de persoanele cu nevoi speciale, am fost co-inițiator alături de o serie de 6-7 colegi de la diverse grupuri parlamentare, însă grupul parlamentar PSD de la Senat a avut prima inițiativă, nu prin mine, ci prin doamna senator Mitra de la Bacău, și am subscris imediat la ideea dumneaei, ca să completăm printr-o propunere legislativă o anumită lege, cea 151, privind serviciile specializate integrate de sănătate adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mentală asociate. Căutând ca prin această lege să punem la dispoziția Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și tuturor ministerilor care au activități conexe cu aceste persoane, să punem acel cadru normativ necesar bugetării tuturor activităților specifice pentru acest tip de persoane, plecând chiar de la depistarea bolii, pentru că dacă ne uităm foarte bine și știu lucrul acesta, pentru că am făcut suficientă documentare, autismul apare în toate mediile, și la cei avuți, și la cei săraci, și la cei care mănâncă mai bine, și la cei care mănâncă mai rău. Deci cauza ar fi să fie alta. Suntem în fața unui blocaj și cine anume a generat asemenea blocaj? De ce este nevoie de intervenția unui senator pentru a pune în mișcare o lege deja votată de mult timp? Deci, în situația de aproape 100 de zile de când avem, să zicem, Guvernul Ponta la cârma României, la cârma Guvernului, constatăm că avem în economie o sumedenie de găuri care trebuie acoperite. Ori aceste găuri înghit mare majoritate din resursele pe care națiunea le are. Și avem foarte clar cazuri în care contractele preferențiale au adus pagube imense bugetului național. Buget care ce înseamnă? Înseamnă contribuțiile însumate ale noastre, ale tuturor. În fiecare zi, fiecare dintre noi contribuie la bugetul național, chiar prin cumpărarea unui pachet de cafea, prin cumpărarea unei pâini zilnice sau unui litru de lapte, aceasta are TVA, toate produsele au TVA și contribuim la bugetul de stat. Și bănuiesc că ordinea de priorități a celor care au condus România până acum 100 de zile nu a fost să acorde acești bani pentru terapiile specifice grupului anterior menționat de mine. Nu pot să nu menționez faptul că în acest trimestru, deci în trimestru 4 din 2012, noi încă suntem pe un exercițiu bugetar promovat de guvernul Boc de anul trecut. Și așa cum a fost prezentat în presă și până la data de astăzi, guvernul Boc anul trecut, când a prezentat proiectul de buget, a prezentat un buget îndestulător, oarecum, din punctul lor de vedere, undeva până la data de 1 noiembrie. Uitând, practic, că România, mare de parcurs, încă 2 luni până la sfârșitul încheierii firește a unui exercițiu bugetar. Bun, revenind la intervenția dumneavoastră, care au fost ecourile? Deci, cele mai bune ecouri le-am avut de la societatea civilă. Există foarte multe ONG-uri care sunt preocupate și desfășoară activitate efectivă în acest domeniu. Deci, mai mult, ca să spun așa, feedback-ul pe propunerea această legislativă, eu nefiind un priceput în materie, l-am avut de la ei, atât din Iași, atât din Bacău, cât și de la nivel național ONG-uri de la București. Guvernul a avut un punct de vedere, deci la momentul adoptării legii a avut un punct de vedere de susținere, dar ulterior votării în Parlament. Pentru că știți, guvernul, conform Constituției, este obligat ca până la momentul ajungerii la plen cu un proiect de lege sau o propunere legislativă, trebuie să menționeze un anume punct de vedere, susține sau nu susține. La momentul adoptării în Senat, pentru că se îndeplinea un termen de adoptare tacită și trebuia să-l avem la ordinea de zi, guvernul Boc de atunci nu prezentase niciun punct de vedere, lăsând senatorii să voteze așa cum au crezut ei de cuvință. Bineînțeles, noi am făcut lobby necesar la acel moment către unii și alții. Toți avem în colegii situații pe care le cunoaștem,
Nu suntem, cel puțin eu, nu sunt parlamentar care să stau la birou. Stau la birou doar cât să dau telefoane sau să studiez corespondența care vine acolo. A vorbit cu angajații care i-am, dar în general biroul meu se află la piață, la piața din Târgu Frumos, joia, atunci când nu sunt la Parlament, luni la piață, la Podul Iloae și toate celelalte pe care le cunoaștem. La Hălăucești, la Alexandru Iancuza și altele asemenea, sunt un om care mă simt încorțetat între geamuri și pereți. Mă simt mult mai liber între oameni, chiar dacă mulți dintre ei nu-ți vorbesc chiar prietenește, de ce să nu o recunosc? Rasa aceasta a parlamentarilor nu este o rasă foarte iubită de către popor. Și eu vreau să demonstrez atât cât pot și-mi permite timpul, că de fapt nu toată lumea este așa cum se duce opinia. Mulți supraponderali, mulți duși acolo doar pentru a avea imunitate și doar pentru a-și proteja afacerile. Trebuie să recunoașteți că sunt și motive. Oamenii au motive să gândească așa, mai ales, iată, după ceea ce se vede în ultima perioadă la televizor, pe posturile TV. Foarte multe afaceri necurate, foarte multe cheltuieli exagerate. Ați văzut ce liste imense și ce cumpărături au făcut foștii demnitari din banii publici. Este firesc să ne punem întrebarea ce caută acești oameni acolo, dacă mai merită să fie votați și până la urmă de ce eu, contribuabil, trebuie să achit nota de plată a acestor domni. Aveți dreptate, însă cred că prea se generalizează acest lucru. Avem exemplu supramediatizat al celor parlamentari care sunt deja deferiți justiției, parte dintre ei, și încarcerați. Deci avem cazul de la Galați, n-aș mai da nume, acum lumea le știe, nu este subiectul întâlnirii de astăzi, însă fiind atât de mediatizate acele cazuri, probabil lumea ajunge să extrapoleze, să zică că toată lumea este, toți parlamentarii sunt la fel. Eu tind să spun că sunt, așa cum mă vedeți și la televizor, încă un tip simplu. București nu a reușit încă să mă schimbe în rău. Am rămas același primar de comună, același tip care înțeleg pe colegii mei primari atunci când îmi spun nu am bani pentru salarii în luna noiembrie, ce mă fac, am și decembrie până la sfârșitul anului. Îi înțeleg în întrebările lor oarecum retorice. Stând de vorbă cu ei, nu tind să fac terapie de grup, lucrul acesta nu rezolvă problema, ci căutăm de așa manieră de a promova problemele lor la eșaloanele care sunt competente în a le soluționa aceste nevoi. Bun, revenind și concluzionând în legătură cu intervenția pe primul subiect, până la urmă s-a ajuns la vreo concluzie. Acești copii, acești bolnavi care au neapărat nevoie de sprijin, vor găsi un sprijin în plus din partea guvernului în viitor apropiat? Deci, intervenția dumneavoastră va avea până la urmă un rezultat pozitiv sau nu? Deci am avut 3 intervenții în acest sens, în afară de propunerea legislativă. Am urmărit desfășurarea programului de screening și alte programe conexe legate de problematică. Însă, tem să spun că probabil cea mai bună soluție ar fi urmărirea proiectului de buget pe anul viitor, având grijă ca la fila de buget a ministerelor de resort implicate să fie prevăzute și acele sume care concură la o mai bună gestionare a situațiilor pe care noi deja le recunoaștem. Chiar în proiectul de buget pentru anul viitor? Pentru anul viitor. Am avut amendament și anul trecut și acum 2 ani. În legătură cu această problematică, însă, cum bine știți, de la ședințele de buget, acele interminabile de la sfârșit de an, când erai parlamentar de opoziție... Cu mii de articole. De fiecare dată am avut în jur de 350-400 de amendamente, care toate au fost respinse de comisiile reunite de buget financiar ale celor 2 camere, însă regulamentul permițându-mi să le susțin pe fiecare în parte, căutând a obține un vot al plenului. N-am reușit niciodată, nici eu, nici alți colegi. Și sperați ca de această dată să fie o altă situație. Sper să fie un alt fel de situație. Mă gândesc să abordez și altcumva această problematică, nu la modul simplu regulamentar, deci nu neregulamentar neapărat, dar căutând un răspuns. Deci, ce fel de solicitare să fac eu guvernului, astfel încât el să poată să-mi răspundă și favorabil. Ceva de genul acesta. Plecând de la răspuns, formulez întrebarea sub formă de amendament. Am înțeles. O altă intervenție de la dumneavoastră care m-a surprins, sincer, pentru că, să fim serioși, în această perioadă, cine se mai gândește la
deținuții din penitenciare, mai ales la siguranța lor. De regulă, cei care ajung după gratii trebuie să se obișnuiască cu condițiile de acolo, pentru că până la urmă ajung acolo pentru a fi pedepsiți. Iată, ați avut o asemenea intervenție nu de mult, ați solicitat ministrului să sporească măsurile tocmai pentru preîntâmpinarea actelor de violență în penitenciare și ați venit cu un exemplu. Exemplu care a fost mediatizat de presa națională. Bun, în ce măsură credeți că sunt necesare astfel de măsuri suplimentare în penitenciare și dacă credeți că au mai fost astfel de intervenții din partea politicienilor? Ați fost în penitenciar? Ați văzut cum trăiesc oamenii acolo? Deci, ca activitate parlamentară, sunt și secretar al Comisiei de Drepturile Omului, Culte și Minorități. În cadrul activității, portofoliului de activități în cadrul acestei comisii, fac periodic vizite de monitorizare, vizite de serviciu de monitorizare în unități de detenție, și în unități de detenție din țară. Am fost de două ori și în penitenciarul de maximă siguranță de la Iași, acolo unde se întâmplase lucrul supramediatizat. Doi deținuți au fost înțepați cu un obiect ascuțit, introdus de către un vizitator și așa mai departe. Nu revin asupra amănuntelor de acolo. Cercetările probabil că spun mai mult, nu le dețin rezultatul lor. Însă, până la urmă, și acei oameni care se află în penitenciar, parte dintre ei, într-adevăr, vor recidiva. Statistica ne spune. Dar altă mare parte dintre ei nu recidivează. Înseamnă că eu pot să văd un cetățean, un om aflat în penitenciar, în urma unei condamnări definitive și irevocabile, ca fiind acolo pentru a se reabilita din punct de vedere social. De ce să nu-i ofer această șansă? Și este greu să te reabilitezi în condiții care nu te apără. În condiții care nu te apără, în condiții de multe ori care sunt dezonorante pentru tine ca om, da? Sunt condiții care te umilesc, nu? Ori în acest sens am făcut o intervenție către doamna ministru Mona Pinicero, pentru că penitenciarele se află în jurisdicția Ministerului Justiției, pentru a face precizări suplimentare în legătură cu ce măsuri se vor lua, poate mai drastice, nu știu ce fel de măsuri, ca astfel de situații să nu se mai întâmple. De ce să nu recunoaștem? Avem și situația aresturilor pe care le avem la poliție. Deci, situația, modul de detenție în aresturile poliției trebuia determinat printr-un regulament adoptat printr-un ordin comun al Ministrului Justiției și al Ministerului Administrației și Internelor. Acest lucru nu s-a întâmplat încă din 2008, când legea a fost adoptată. Ori de fiecare dată, când este raportul de țară pe justiție și afaceri interne, și acesta este un punct care marchează un plus sau un minus în acest raport pe care Comisia Europeană, în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, ne-l face. Și m-am simțit dator a aduce în atenția celor decidenți din guvern, deci ministerilor de interne și de justiție, că este bine să se achite de această obligație, nu doar în primă fază, poate formal, urmând ca în continuare să pună acel regulament și în aplicare. Pentru că statul cheltuie foarte mulți bani. Și mă gândesc la cât cheltuie cu cei cu dizabilități, la cât cheltuie pentru sănătate, pentru educație. La cât cheltuie cu cei aflați la recuperare socială, exact. Ca să le spunem așa. Exact. Mult mai mulți bani se cheltuie pe recuperare socială. Ori atunci vreau să văd, din acești bani cheltuiți, vreau să văd într-o unitate de măsură ce anume se întâmplă pozitiv din toată această activitate. Și mi se pare firesc să trag câte un semnal de alarmă atunci când constat lucruri care nu mi se par firești. Ați primit și răspuns să vă întreb asta, pentru că, iată, ministrul justiției este din Iași. A trebuit să fie mai receptivă, mai ales la ceea ce se întâmplă în zona Iașului. Deci, răspunsul se primește conform cadrului normativ în 15 zile. El are un parcurs nu foarte sinuos, să trece prin mai multe verici, trece de la Senat, merge la ministru în relația cu Parlamentul, de acolo
la secretarul de stat sau ce are organizat la Ministerul Justiției în relația aceasta, pe care răspunsul vine... Nu neapărat în scris. În fapt, ministrul putea rapid să... Deci am avut discuții cu domnul secretar de stat Moțiu la o săptămână de la Justiție și mi-a spus că întrebarea, interpelarea făcută este... Asta în reacție. Da, ca reacție, nescris. Urmând a se formula și un răspuns oficial. Așa din exterior, se pare că în numeroase cazuri, viața din penitenciare pare să fie în afara sau deasupra legislației românești. E un fel de regulament intern, poate nescris. Sunt multe, multe fapte care, iată, au apărut în presa națională, se consumă droguri și multe alte minunății. În ce măsură parlamentarii, politicienii pot interveni pentru a rezolva și aceste chestiuni care sunt de gravitate destul de tulburătoare? Deci, atribuțiile noastre nu ne permit decât să modificăm cadrul normativ la nivel de lege. Ori intervenția în corpul lege nu o faci decât atunci când constați că ea în forma în care există la un moment dat nu poate fi pusă în aplicare de așa manieră încât să obțină efectele pe care le scontați să le obține atunci când a fost... Se pare că legea este mult prea permisivă dacă iată se întâmplă și destul de des se întâmplă astfel de lucruri. Oricum, nu poți interveni în corpul unei legi fără a ține cont de o directivă europeană pe care o avem în materie. Suntem... întotdeauna în cadrul normativ la nivel de lege, în consonanță cu tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Deci legislația noastră nu poate fi mai restrictivă decât se află în celelalte țări membre ale comunității europene. Aveți și reclamații? Aveți cunoștință de reclamații în legătură cu tratamentele la care sunt supuși deținuții? Avem jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care ne arată situații de multe ori poate hilare, în care un fost deținut, că între timp și-a ispășit pedeapsa, a fost despăgubit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deci practic au primit o sentință care obligă statul român să o pună în practică, să primească o despăgubire pecuniară pentru faptul că el, nefumător fiind, sau fumător fiind, o chestie, nu mai țin minte exact speța, a stat într-un spațiu care nu era corespunzător cu ceea ce voia el să se întâmple. Și mi se pare că avea de primit din partea statului român 3 sau 4 mii de euro. Deci trebuie, cu alte cuvinte, să vă purtați cu mănuși. Nu zic să ne purtăm cu mănuși. Să le dăm aceleași condiții, nu spun drepturi, aceleași condiții pe care le are orice alt stabiliment asemănător în comunitate. Acum, aș veni și poate și cu o propunere de soluție pe care eu de mai multe ori am vorbit-o în grupuri de lobby. Este greu să construiești pușcării în România pentru cei certați cu legea în momentul în care tu nu ai grădiniță, nu ai subfinanțare la învățământ, ai subfinanțare în toate domeniile în cultură, de maxim în necesitate, să spun. Mai bine, și se vede lucrul ăsta, exportăm pușcăriabile în străinătate. Nu, aș zice să facem altceva. De ce nu facem un parteneriat public-privat pe construcția de penitenciare? De ce alocația bugetară pe deținut să nu plece într-un domeniu privat cu anumite grade de siguranță ca și dincolo? Că știm cu toții, un privat este mult mai chivernisit cu banul lui decât este statul. Pe toate palierele de stat, că este guvern, că este curte de constituțională, că este, nu știu, este tot ce este stat. Înțeleg să fie privatizate pușcăriile? Sau nu. Deci, cumva administrarea lor să fie, managementul să fie interesant. Cumva adus într-o zonă mai apropiată de zona privată. Poate spun o prostie, dar cred că asta va fi soluția până la urmă. Iar acel cost lunar de 2000... Dar cât se ridică costurile în România pentru deținuți? Costurile medii se ridică acum la 2800 de lei pe fiecare deținut lunar. Deci e vorba de 28 de milioane de lei vechi. Și știu bine această sumă. Practic tot ce cheltuie sistemul penitenciar într-o lună cu salarii, curent, hrană, împărțit la câți deținuți sunt în România, asta este costul. În afara faptului... Sunt familii, domnule senator, care nu au acești bani pe lună și au copii de întreținut. Sunt multe familii care nu au acești bani pe lună. Atunci mă gândesc, de ce n-ar merge un deținut cu acest cost după el într-un management mai riguros,
poate chiar folosindu-se și de un regim privat, nu? Să reducem cumva costurile. Bun, vă întreabă cineva retoric, bineînțeles, când veți impozita furturile în România? Sunt bani pentru afaceri ilegale, dar nu sunt bani pentru copiii cu dizabilități. Este bună întrebarea. Nu putem impozita. Furtul este sancționat prin codul penal. Cei prinși să-l trimiși direct la pușcărie. S-ar aduna mulți bani într-un asemenea impozit dacă ar putea fi aplicat. Pentru a avea un buget mai îndestulător, ai două posibilități care le poți face. Ori cumulativ, ori alternativ. Dar cred cumulativ. Să aduci venituri suplimentare la buget. Și aici avem o sursă pe care puțin eu știu să spun cât iese, dar doar o estimăm, care iese din evaziunea fiscală mare, da? Și să reducem costurile la achiziții publice, la costurile publice. Și mă refer la acele umflări de contracte pe care le-am văzut cu toți ani de urmă. Bun. Domnule senator, ce aveți cu medici? Medicii care nu prea își fac treaba cum... conform statutului, conform normelor medicale. A. De ce doriți dumneavoastră să știți, iată, câți medici sau câte situații... De malpraxis. Exact. Sunt în România și de ce neapărat doriți să fie sancționați? Nu doresc neapărat să fie sancționați, însă doresc ca aceste cazuri de malpraxis, acolo unde ele se înregistrează, sunt demonstrate de Colegiul Medicilor, să poată fi rezolvate cu celeritate și în mod amiabil între pacient, medic și societatea de asigurare la care medicul are asigurare de malpraxis. Deci, astfel, deci este un fel de realizare de mediere până a face scandalul de neîntors între toți actorii într-un asemenea, să zicem, eveniment de malpraxis. Însă, țin să spun, dacă am întâlnit situații și le știm și noi, dacă mă duc la medic și îmi pun un diagnostic, îmi recomand un tratament, poate tratamentul nu are efectul pe care eu îl aștept. Imediat mă duc, zic, medicul, nu știu ce mi-au greșit, și gata, malpraxis. Ori aceste situații mă interesează pe mine. De malpraxis real, dacă pot să-i spun așa, și de malpraxis închipuit. Pentru a vedea dacă, într-adevăr, care dintre cazuri pe domne? Că e simplu să spui, în România s-au înregistrat într-un an nu știu câte cazuri. Dar bănuiesc că ați plecat cu acest demers de undeva. Ați avut sesizări sau ați simțit faptul că s-au înmulțit astfel de cazuri în ultima perioadă? Din corespondența pe care am primit-o la nivel de Senat, la Comisia de Drepturile Omului, Culte și Minorități, într-adevăr, au fost sesizate multe situații de genul acesta din țară, mai multe din total corespondență ca în cealaltă, ca în perioada anterioară. Au fost comunicate și situațiile de la Pașcani? Nu le-am văzut, nu l-am primit. Acele le-am știut din presă, de pe dar alte canale. Dar răspunsuri ați primit în urma intervenției nu, pe care încă, ați avut? Încă nu, ea este recentă. Ea are abia două săptămâni, are două săptămâni pentru a primi răspuns. Și credeți că veți primi? În mod cert, nu sunt întrebări, interpelări la care să nu primim răspuns. Acum putem primi răspunsuri din care să nu înțelegi nimic, să spui noi de competența noastră sau nu știu ce, adresați-vă altcuiva, sau să primești răspunsuri concrete. Însă, documentând bine răspunsul pe care îl aștept, am și adresat întrebarea exact acele instituții care trebuie să-mi răspundă. Bun, sunteți de acord cu proverbul, cu ceea ce spun prin modul cum se comportă aproape de fiecare dată medici? Mortul este de vină. Nu știu, nu cred că putem generaliza lucrul acesta. E o întrebare. Sunt foarte multe cazuri, foarte multe cazuri și nu întâmplător vă întrebam dacă cunoașteți cazurile de la Pașcani, foarte multe cazuri de pacienți în România